De la începutul acestui an, peste 31.000 de angajați din Gorj, de la 78 de societăți, au fost trimiși în șomaș tehnic. Din cauza lipsei banilor, însă, guvernul anunță că din 2011, angajatorii nu vor mai fi scutiți de la plata asigurărilor sociale pentru angajații aflați în șomaș tehnic. După 31 decembrie 2010, așteptăm să vedem guvernul ce va reglementa în această problemă. Ordonanța, deci, are un caracter limitat până la 31 decembrie 2010. La nivelul județului Gorj, în anul 2010, au beneficiat de șomaș tehnic 78 de angajatori, a căror salaria sunt în număr de 31.613. Vestea este una extrem de proastă pentru societățile, pentru care măsura șomajului tehnic este o soluție. Societatea Națională a Lignitului Oltenia este una dintre companiile care în acest an a reușit să facă economii substanțiale prin trimiterea unor angajați în șomaj tehnic. Deci noi chiar am făcut demersurile pentru prelungirea actului normativ și în anul 2011, dar până acum nu avem niciun rezultat. Sperăm să obținem prelungirea actului normativ cu șomajul tehnic. La nivel lunar se făcea o economie de cheltuieli la nivelul SNL-ului de 400 de miliarde lei vechi. Reprezentanții executivului au decis prelungirea facilității privind scutirea de la plata contribuțiilor sociale pentru maximum 3 luni, în care angajații stau acasă cu 75% din salariu, însă doar până la 31 decembrie 2010.